Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea pentru octombrie, pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Etalare care deja a primit niște mesaje. Înainte de a începe să vă transmit mesajele primite, mai am unul care a fost transmis pe altă cale, prin niște evenimente care au intervenit. Unii dintre voi sunteți distrași de la misiunea voastră, efectiv prin nimicurile vieții, nimicuri, așa zise, îndatoriri sau obligații pe care le aveți, o credeți voi că sunt obligații, da? Vă distrag atenția de la misiunea voastră. Trecem acum la următoarele mesaje. Ați primit, demonstrați dragostea și exprimați dragostea, exprimați-o prin cadouri, prin gesturi, nu neapărat cadouri, dar evident că poate fi și cadouri, prin gesturi, prin drăgălășenii. Aveți numărul 19, 9 și 1, 10, 1, da? În momentul în care exprimați, 1 ce înseamnă? Înseamnă casa întâi. Da, exprimați-vă pe voi. Că de fapt asta facem în momentul când exprimăm dragostea. Nu doar ceea ce simțim. Că noi suntem acele simțuri. Noi nu suntem doar un corp fizic. Noi suntem un corp energetic, emoțional și dragostea este parte din noi, nu-i ceva separat. Și interesant mesajul. În momentul în care exprimăm ceea ce simțim, ne exprimăm pe noi înșine, de fapt. Da? Nu separăm lucrurile, identitatea noastră, de simțuri. Nu, nu le putem separa. Demonstrați dragostea, nu doar exprimați, ci demonstrați. Aflați ce place persoanelor, eu știu, de care sunteți interesați. Ce place, ce au nevoie și oferiți-le. Demonstrarea ține de o chestiune de practică și pentru voi ca semne de pământ este ok. Este ok. Poate invers, cineva ar trebui să demonstreze dragostea pentru voi și să exprime dragostea. Rămâne de văzut ce se mai întâmplă și cum rezonați unii și cu alții. Interesant că la capătul setului de cărți a apărut această superbă, superbă carte. I love you. Te iubesc. Da? Cele mai puternice cuvinte din acest, din univers. Da? Hai să exagerez un pic, din univers. Pentru că aceleași cuvinte le putem spune pentru față de Dumnezeu, față de persoanele dragi și, mai important decât toate, față de noi înșine. Ne iubim în momentul în care iubim pe ceilalți din jurul nostru. Nu, repet, nu putem separa, mai ales dacă înțelegem lucrurile, identitatea, și din punct de vedere colectiv. Noi suntem parte dintr-un colectiv, așa cum sunt celulele, parte din, creează un corp. Nu putem să ne separăm sentimentele noastre de ale altora. Dar, să revin. Iubiți pe cineva sau începe să vă îndrăgostiți, rămâne de văzut. Ați vrea să spuneți cuiva că iubiți sau, dragii de voi, unii dintre voi chiar ați vrea să vi se spună aceste cuvinte. Evident, nu de către oricine, dar până la urmă și un străin dacă v-ar spune, pentru unii dintre voi care simt că treceți prin niște situații, este frumos. Este o alinare să auziți aceste cuvinte într-o formă sau alta. Încetiniți un pic, dragii mei, am zis că aveți multe responsabilități și vă distrageți atenția de la misiune. Mă bucur că a apărut cartea. Încetiniți un pic și odihniți-vă în primul rând. Visați, dați-vă timp la visare. Și interesant că aveți 7 de cupe la capătul setului de cărți. De fapt, nu, cea a sărit și aveți și Dream a Little. Visați un pic. Visați un pic. Da, voi semne practice. Aveți nevoie de așa ceva. Iertați pe cineva. Cineva v-a greșit și trebuie să iertați. Iertați-vă pe voi că v-ați făcut iluzii în acea relație care v-a adus dezamăgire. Iertați-i pe cei care v-au crescut și nu v-au învățat să vă exprimați dragostea. Sunt multe de iertat în viață. Multe. Și în primul și în primul rând, când vorbim de dragoste față de noi, trebuie să ne iertăm pe noi. Și concentrați-vă pe dragoste, dragii mei. Concentrați-vă pe dragoste. Și prima carte care a fost aici chiar arată această nevoie de a vă exprima și de a și primi, pentru că avem nevoie de reciprocitate, asta e clar. Bine, variază că este o etalare colectivă, dar sunt niște mesaje foarte puternice și mă bucur să le găsesc la voi, la Capricorni. A,
ce drăguț! Deci, sub această carte apare o romanță. Se înfirip o romanță între voi și cineva. Se înfirip o romanță. Concentrați-vă pe dragoste. Nu mai vedeți partea urâtă a vieții. Vedeți partea frumoasă. Aveți un dragon în față. Că sunteți voi aici, doamna, și în față e un dragon. Că voi vă considerați un dragon, o persoană mai puțin cizelată, elegantă în comparație cu altcineva. Mai ales dacă sunteți îndrăgostiți. Încercați să nu vă mai complexați, să fiți voi înșivă, cum am zis mai devreme, și să vă exprimați frumos, din dragoste, din suflet. Și persoana respectivă e cineva care vede partea frumoasă în voi. Da, e cineva în preajma voastră, 2 și, 4, 2 și cu 4, 8, 6. În viața de zi cu zi, printre treburile pe care le faceți, există în preajma voastră cineva care... Vede că acest dragon poate să zâmbească, poate să glumească, nu îi sperie pe restul, pe restul poate să-i sperie, dar pe această persoană, dragonul din voi, nu o sperie. Banca vă încântă cu diferite gesturi. Și vă și face să zâmbiți. Ce drăguț! Și uite așa se înfiripă o romanță. Deveniți romantici în preajma acestei persoane. Ce frumii! 24-25, o evoluție. Ce frumos, ce frumos, ce-mi place. Ce-mi place. Interesant este că toate sunt interesante. Din această serie ați primit visați un pic, dragii mei, visați un pic și iubește tot ceea ce este. Frumos ar fi să faceți voi asta, dar am senzația că voi visați la cineva care, aici sunteți voi visați și aici este persoana la care visați. O persoană foarte idealistă, care îmbrățișează lumina, soarele, culoarea, pacea, care e îndrăgostită de armonie. 22, un număr maestru. 22 înseamnă 4, înseamnă casa a patra. A familiei, a relațiilor din altă viață. Aha, interesant. Simțiți că ați mai avut? Și este confirmată și de cartea aceasta. The Ancient Ones. Cei foarte vechi. Îngerii voștri protectori vă aduc în preajmă acest personaj cu care v-ați mai întâlnit în altă viață. Vă aduc în preajmă acestui personaj, da? Personajul acesta este luminat de razele divine. Îmbrățișează lumina. Da? Și cum am zis, este casa a patra, casa în care v-ați mai întâlnit cândva într-o altă viață, a patra, a opta, a douăsprezecea, da? Sunt case de apă. Visați un pic, conectați-vă la aceeași sursă la care este conectată și acest personaj. Ce frumos, aici este lumina. Personajul acesta este mai aproape de lumină decât voi, dar dacă vă lăsați inspirați de acest personaj, ajunge și voi. Începe să evoluați, să creșteți și să ajungeți mai aproape de lumină. Bine, poate să fie lumină solară, poate să fie lumină lunară. Că e feminin, că e masculin, echilibrați-le, interesant. Interesant. Ah, ce frumos! Deci, aici, în acest moment, simt că aici personajul e conectat la energia lunară, aici la energia solară. Interesant. Și uite așa, vă completați, eventual. Acest personaj îl simt lunar și totuși îmbrățișează soarele. Așa simt astăzi, în acest moment. Adică, cu alte cuvinte, are nevoie de echilibru, are nevoie de energie masculină. Încearcă să-și atragă energia masculină divină. În preajmă, voi, dacă vă lăsați inspirați, bărbați, dacă sunteți, atrageți sau învățați prin această stare de visare, de reverie, să atrageți energia feminină, energia lunară, energia feminină divină, evident, și să vă echilibrați în voi. Ei, și în momentul în care faceți și unul și altul acest lucru, vă echilibrați voi în voi, învățați să vă iubiți și uite așa, vă atrageți unul pe altul. Eu zic așa, nu știu, așa simt. Simt că vă atrageți unul pe celălalt. Vă completați. Iar la capătul setului de cărți aveți foc și gheață. Sunteți între o relație de gheață și o relație extrem de pasionată. Sunteți între un personaj de gheață. Da, să nu uităm că Saturn înseamnă un Capricornului. Vă face uneori să deveniți mai ghețari. Uneori. Depinde de context, depinde de oamenii din jur.
Cineva vă topește această gheață și sunteți pregătiți să oferiți în acest foc care a fost ascuns în voi. Să oferiți cuiva, evident, cuiva care vă vede acest potențial, vede acest potențial în voi, vă atinge acea latură care vă face romantici. Drăguț, îmi place. Îmi place. Păi, capricornilor. Măi, capricornilor. Ah, din seria cărților pe care o să le folosesc pentru crucea celtică. Ce frumii! Hai să le dau la o parte și pe acestea. Din acea serie ați primit, a sărit, de fapt, 8 de băte. Pasiune, comunicare, săgețile lui Cupidon, că poate comunicați peste o apă, că poate comunicați. Unii dintre voi trebuie să călătoriți ca să vă întâlniți cu cineva la care visați. Acum, călătoria asta, că e scurtă, că e lungă, de lungă durată, că e de scurtă durată, iar poate să varieze, că e etalare colectivă. Dar asta pentru că 8 de bute înseamnă și călătorie. Dar vreți să avansați în viața voastră? Vreți să zburați? Vreți să zburați? Până la soare, cum a zis mai devreme, să îmbrățișați soarele. Cineva vă arată cum să faceți. Cineva care este mai visător, mai idealist, eventual semn de apă, pești, drac, scorpion. Dar cartea aceasta a venit pentru voi, simt. Orică aveți multă pasiune pentru cineva, semn de foc, semn de apă, sau cu marcaje acolo, neapărat semn, cu marcaje acolo. Dar trecând peste aspectul ăsta, există acest personaj despre care am tot vorbit, care, ce frumos, da, feminin, energia masculină, foc și energia feminină, apă, foarte frumoasă echilibrare, cum am zis și mai devreme. Uf, și visați, visați cum o să le spuneți, că vă atrag, că vă inspiră, că vă fac să doriți mai mult de la viață, unii dintre voi. Să vedeți că aveți opțiuni, că să vedeți că aveți talente. Interesant. Cineva vorbește cu voi și vă arată. Uite, tu poți să faci și cu tare, poți să faci. Uite, dar ce talentat, talentat ești acolo. Sau neapărat talentat. Uite, simt că ai putea să faci cu tare lucru. Așa simt acum să vă transmit, da? Și vă încurajează cineva în această transformare. 7 și 8 are o evoluție. Dacă la un moment dat stăteați și visați, în această comunicare pe care o aveți cu cineva, personajul respectiv este pentru mine săgetător, vă inspiră și vă încurajează. Bă, ce interesantă chestie! Cred că ai putea să faci nu știu ce. Cam așa simt. Sau vă încurajează, pur și simplu. Mă, ce descurcăreță ești, ce pricepută ești, ia acordă mai mult timp pentru chestia asta, că te pricep. Ceva de genul ăsta, nu știu, în fine. Nu știu să explic, dar ideea o am în cap, sper că ați înțeles-o. La capătul setului de cărți, 4 de monede, simt că sunteți voi. Voi, oarecum tradiționaliști, așa, oare mai conservatori, unii dintre voi, unii, nu toată lumea. Sau poate aveți de-a face, pentru că pentru mine am spus de multe ori, 4 de monede înseamnă o persoană care a fost învățată, 4, casa 4, că tot am vorbit de casa 4, ați fost învățați să trăiți în niște șabloane. Casa familiei, de acolo, de la mamă, de la părinți, ați preluat niște șabloane, niște idei, niște credințe, cultura. Cultura în care ați fost crescuți v-a învățat să fiți mai rigizi, mai extrem de grijulii cu banii, extrem de grijulii unii dintre voi, sau să nu ieșiți din niște șabloane. Evident, unii. Însă, acest personaj de lumină despre care simt că, parcă mi-aduc aminte că am mai vorbit, vă transmite ceva. Vă transmite, vă ajută să vă transformați. Apare iar semnul leului pentru unii. Și un Pluto. Ah, aveți probabil marcaj pe Pluto, unii dintre voi. Da, vă trezește la o nouă conștiință. Vă trezește. Ah, ce frumos am zis mai devreme, nu știu dacă am zis. Când am vorbit de romanță, de dragon, nu știu dacă am zis, dar spun acum dacă n-am zis, trezește copilul interior în voi care v-ați obișnuit să fiți foarte
concentrați pe responsabilități, pe bani, pe relațiile pe care ați învățat să le duceți. Dacă e cineva în preajma voastră aici, simțiți nevoia să renașteți și să deveniți voi altfel, să creșteți. E o creștere, o trezire spirituală cu soarele și judecate, o transformare. O transformare a conștiinței voastre. Înțelegeți lucrurile, simțiți că tot am vorbit de soare, simțiți energia divină, masculină, feminină, începe să le simțiți într-un fel sau altul. Evident că și niște aspecte care țin de sexualitatea voastră sunt trezite. Dar acest dragon își găsește copilul interior. Dar uitați, doamna asta, parcă se joacă cu el. Dragonul nu mai e dragon, e un copilaj, o jucărie, ceva drăgălaș. Da? Foarte frumos, foarte frumos. Ei, și prin această trezire, de fapt, se manifestă justiția divină, se manifestă karma sau, pentru unii dintre voi, semn de pământ, da? Capricorn sau Taur sau Fecioară. Voi sunteți îngândurați în legătură cu cineva, față de care aveți multă pasiune, iar semn de apă, Peștrac, Scorpion. Sunteți, dar nu obligatoriu, cineva din preajma prietenilor voștri, cineva pe care îi simțiți foarte drăgălaș, am zis voioși, voioși. Cu soarele și trei de cupe, e cineva voios, față de care aveți multă pasiune și vă faceți griji cum să vă întâlniți, că asta înseamnă și întâlnire. Dacă vreți să comunicați, să le spuneți una alta, vă faceți griji. Eventual, poate unii dintre voi sunteți căsătoriți cu justiția și regele de monede. Unii dintre voi sunteți căsătoriți. Dar ideea este că vă treziți la o nouă conștiință, că această nouă conștiință înseamnă și copilul interior și traumele copilăriei voastre, da, în care ați fost crescuți. Înseamnă foarte mult. Oricum, mergeți, dragii mei, către transformare totală, radicală. Da? Și vreți, am zis că sunteți căsătoriți sau aveți o afacere, vreți să evadați din această postură de împărat, de soț, de businessman, de ce mai sunteți voi, de om autoritar sau cu autoritate, vreți să evadați de acolo, pentru că vă simți singur. Da, e o postură importantă. E ceva să fii împărat. Nu ajungi ușor împărat. Și aici e împărățelul, da? Nu ajungi ușor împărat. Și interesant că același format, deși am amestecat cărțile, a apărut și la Zodia Leului. Poate asculta și acolo ceva. Dar este uneori plictisitor, uneori este dezamăgitor să fiți în această postură, să tot protejați, să vă extindeți financiar, să luptați, să conduceți, să controlați. Aveți nevoie de ceva drăgălaș, da? Să vă exprimați dragostea. Și faceți planuri. Da, hai să mai și amestec încă o dată. Să mai amestec și cărțile acestea. Eu le-am amestecat, dar probabil cu un scop au revenit ele. Cu un scop, cu siguranță. Unii dintre voi aveți împăratul, poate să fie semn de pământ, Taur, în mod special, da? Sau berbec, sau orice alt semn. Cineva care a încercat să vă controleze, eventual. Bine, se zice că și capricornii vor să controleze, dar evident că variază capricorni. Soare, ia uite, cineva tot plânge. Ați dezamăgit? Poate și voi sunteți dezamăgiți, poate, da? Vreți să călătoriți, să vă eliberați mental de ceva trist. Capricorn, soare, lună, lună, să ascendem o lună din capricorn. Ia uite, luna, secrete, emoții, frici, ce complexe sunt toate arcanele majore. Capricorn, octombrie 2020. Of, of, of. Oh, faetonul, mașinuță. Faetonul. Sunteți determinați. Bine, hai să pun așez cărțile. Puterea. Wow, a revenit. Cavalerul de cupe, cute, trei de cupe, cute, patru de cupe, mui, 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 tu că supărați. Sfatul, 8 de cupe, măi, dar ce de cupe? 6 de spade. 8 de spade.
Da, păi, și voi, poate aveți și planete în săgetător unii dintre voi, că și acolo au venit multe cupe. Wow, aici sunteți voi. Mai, capricornilor, îmi place când vă regăsesc în... Da. Oh, da, vreți să renașteți, măi, vreți să renașteți. Hai, că mai vorbim atunci când o fi. La capătul setului de cărți, regele de păte. Ați putea să fiți voi. Capricorn, Capricorn, dar sunt și foarte pasionat Capricornii. Dar aveți argumente cu cineva, ori cu cineva semnul leului, ori cu cineva semn de aer. Dar nu contează semnele pentru mine prea mult, voi știți. Aveți argumente cu cineva, cineva vă invidiază pentru că sunteți puternici. O, da. Cineva vă invidiază pentru că sunteți puternici. Pentru că aveți, unii aveți această energie, puteți să dominați. Încercați să dominați uneori și mental. Aveți strategiile voastre, însă, dragii mei, e cineva în viața voastră foarte intuitiv. Vi se pare, vouă vi se pare acest personaj, cum am zis și aici, da? Aproape nebunatic. E un personaj care se uită la soare, visează, cântă, dar, dragii mei, nu e nebun, nu e nebună, este mare preoteasă, dragii mei. Ei, ce mai e de zis? Față de care simțiți o mare, mare atracție. Dar sunteți între, iar semn de foc sau semn de pământ, un alt semn de pământ, sunteți într-o relație, sunteți unii chiar căsătoriți cu regina de monede, dar într-o relație destul de austeră. O, aveți și multe responsabilități, poate că se combină și relația de acasă austeră, poate să fie și cu familia, și responsabilitățile de la job, se combină lucrurile. Însă, voi trebuie să alegeți. Ce vreți să manifestați în viață? Acest stil de viață, da? Cu multe responsabilități, consum de energie. Cum ați zis și mai devreme, vă consumați energia cu așa zise responsabilități și nu vă concentrați pe misiunea, Marea Preoteasă, pe misiunea voastră. Oh, ho, ho, ho. Aici sunteți voi, regina de monede, poate să fie și capricornul, da? Măi, sunteți supărați voi. Sunteți supărați. Din cauza... Sunteți supărați în căsnicie? Unii dintre voi sunteți supărați. Dar, repet, cineva vine în viața voastră. Aveți eventual niște secrete. Nu, adică, în ce sens aveți secrete? Nu spuneți nimănui de cine sunteți voi atrași. Nu spuneți. Dar există acest personaj. Că vă întâlniți din când în când, că vorbiți din când în când, încă nu sunteți în relație cu acest personaj. Îndrăgostiți. Sunteți îndrăgostiți, dar sunteți între stările astea, între job, între, eu știu, partenerul vostru și apare această atracție. Puf, puf. Și apare ca o nebunie, dar ține secret, vi se pare vouă o nebunie și din acest motiv o ține secretul, țineți ascunsă. Nu înțelegeți, încă nu înțelegeți. Trebuie să vă conectați la intuiția voastră ca să o înțelegeți. De ce simțiți așa pentru cineva? Dacă voi așa vedeți pe cineva că ia uite ce face, stă și ce face, îmbrățișează soarele sau ia uite ce, a luat o floare și cântă, știți, manifestări de astea, manifestări așa zis nebunatice. Dar pentru cei care sunt în spiritualitate știu ce fac. Marea Preoteasă pe extract scorpion. Pare o nebunie. S-ar putea să pare, ce mesaj simt. S-ar putea să pară o nebunie chiar și pentru Marea Preoteasă, această atracție. Pentru că Marea Preoteasă este o persoană care își asumă singurătatea, dragii mei. Și, repet, de câte ori pot, mesajele vin pentru mai multe categorii de capricorni. Acum, hai să trecem la crucea celtică. Central, aveți multă determinare. Multă determinare să aveți victorie în viață, să mergeți către destinul vostru, că faetonul merge către stea. Unii dintre voi aveți în suflet, e central, pe cineva la fel de determinat să-și întâlnească sau să-și manifeste misiunea spirituală. Că sunteți voi aici, că este acea persoană conectată la astre, la lună, la intuiție, că am văzut Marea Preoteasă, iar poate să varieze. Ce mai simt? Simt foarte multe, ca de obicei. Faetonul, sunteți determinați, repet, să mergeți voi către personajele care
simțiți că sunt parte din misiunea voastră, din destinul vostru. Asta pentru că ați stat în preajma cuiva care încerca să vă controleze. Poate și voi ați încercat să controlați relația. Evident că variază. La baza acestei cruci aveți semnul taurului sau al berbecului sau orice alt semn. Poate să fie și femeie, după cum vedeți, și femeie care încearcă să controleze pornirile, instinctele cuiva. Să zicem, energia masculină. Încearcă să o controleze. Poate să fie o femeie care v-a controlat, un bărbat care v-a controlat. De această putere vă, nu-mi place să zic blochează, vă provoacă. Aveți puterea să mergeți. Pentru că faetonul lasă în urmă lucruri. Este dispus să lase în urmă lucruri. Și se vede și cu 8 de cupe că trebuie să lase în urmă ceva. Ceva ce nu s-a împlinit așa cum ar fi trebuit. Acum, am zis, unii poate sunteți voi persoane care dominați într-un fel sau altul. Aveți această energie, da? Puterea să dominați pe alții. Însă, o altă interpretare, există un personaj care nu vă domină. Efectiv, vă calmează, vă temperează. Cavalerul de cupe. Energie feminină. Cavalerul de cupe reprezintă o energie feminină, chiar dacă e cavaler. Da? Aici este o energie feminină. Alt mesaj. Există o energie feminină, cum am zis, care iubește tot ceea ce este. Și vă iubește, ia uite, m-a apărut, da? Și care, într-un fel sau altul, manifestă o dragoste necondiționată. Încă nu știu dacă este trupească pentru unii, dar necondiționată sigur este. Vede frumosul din voi. Vede frumosul din... nu doar frumosul. Vede rănile voastre, dragii mei. Vede rănile voastre. Unii dintre voi sunteți supărați. Unii dintre voi sunteți supărați. În prezent aveți 4 de cupe. 4 de cupe înseamnă persoană supărată. Din cauza posibil a unui triunghi amoros pentru unii, prieteni care v-au dezamăgit, cupe, dar nu neapărat prieteni, pur și simplu. Cupele sunt situații emoționale în care ați fost dezamăgiți și s-au adunat destule. Și sunteți supărați. Unii dintre voi chiar sunteți supărăcei. Supărați. Și în ultima vreme a venit acest cavaler de cupe, această energie delicată, finuță, feminină sau masculină, iar variază, bărbat sau femeie, iar variază, dar vine pe lângă voi, în preajma voastră, îi trimite divinitatea pe lângă voi, da? Să vă aline într-o formă sau alta, să vă inspire într-un fel sau altul. Dar cupele alină, da? Îi ocupă a păcii, ocupă a blândeții. Bine, ar veni cineva să vă mângâie, să vă facă masaj și uite așa, un personaj evoluat spiritual. Repet, dau alt mesaj în același cărți, pentru că pot. Și dacă voi aici erați pe vremuri foarte controlați, da, dominatori, în preajma cuiva simțiți așa că vă topiți. Vă topiți într-un fel sau altul, pentru că aveți în viitor 3 de cupe, bucurii. Și vă doriți nu doar bucurii, nu doar întâlnirea cu acest personaj, vă doriți 9 de cupe. Vă doriți 9 de cupe. Împlinirea tuturor dorințelor, nu? Asta înseamnă 9 de cupe. Împlinirea tuturor dorințelor. E personaj cu marcaj de pești, rac, scorpion. Clar. Marcaj. Poate să fie lună, poate să fie ascendent, poate să fie Venus. Da? Și face sextil cu planetele voastre din Capricorn. Sextil e un aspect blând, iar vorbim de blândețe. Sfatul este 8 de cupe. Să lăsați în urmă cupele goale, cupele neîmplinite, da? Lăsați-le. Și dacă mai stați prea mult în această energie 4 de cupe, 4 se dublează către 8. Dacă mai stați mult și nu primiți această cupă, va trebui transformarea, că e 8, transformarea va fi și mai grea decât e acum. Cu cât amânați această transformare, cu cât amânați să primiți
ofertele pe care le primiți de la divinitate, de creștere spirituală, de conectare, de exprimarea dragostei, de conectarea la emoții, la esența voastră, la corpul vostru emoțional despre care am vorbit, da? Iar aveți semnul peștilor aici. Pentru unii, nu pentru toată lumea, și trebuie să iertați pe cineva. Trebuie să iertați. Nu mai fiți supărați. Iertați. Cavalerul de cupe e un personaj care a iertat și vă poate învăța cum să iertați. Sfatul, am zis, 8 de cupe, lăsați cupele goale, cupele cu pelin, cum zic eu, și intrați pe transformarea emoțională, pe vindecare. Asta înseamnă 8, casa 8-a, transformarea nu se poate face fără vindecare. E o casă care arde, este fenixul ăla care renaște din cenușă, da? Și toate lucrurile astea se întâmplă la nivel emoțional. Pentru unii dintre voi, iar, sfatul este eventual. Pentru că 8 merge către 9 și 9 se regăsește în poziția dorințelor. Deci este sfatul și dorința. Sfatul este să lăsați, de repet ce am zis mai devreme, și să mergeți către ceea ce vă doriți, în poziția dorințelor. Cred că este totuși cineva care vă inspiră. 8 și 9, casa 8, casa 9. Cineva poate are marcaj acolo în casa 8, 9, voi sau ei. Și are această putere de a transforma și de a inspira pe cei cu care intră în contact. Am zis, este un fenix, da? Interesant cum a venit mesajul. Pentru că 9 ajunge după ce trece prin 8, după ce arde totul. Ca să transforme în lumină. Și am zis că vreți să zburați. Ați avut și 8 iar transformare prin comunicare. Vreți să mergeți către destinul vostru, interesant, către destinul vostru. Aici sunt mai multe stele, nu doar o stea. Mai multe stele. Poate să fie un destin colectiv. Ah, interesant. Un destin colectiv care vă atrage. Oh, ce stare am. Care vă atrage într-o nouă direcție. Dacă până acum a trebuit să fiți în relații care impuneau putere, da? Acum, dragii mei, trebuie să... Iar e 8. Mai, aveți 8, 8, 8. Aveți în poziția fricilor 8 de spade. Toți 8. 8 de monede lipsește. Deci în poziția fricilor, transformare mentală. 8 de spade. Trebuie să vă transformați. Mi-a luat amintistul că iar nu rezist. Ca la... Leu, trebuie să vă transformați nu doar emoțional și mental. Aici este frica voastră. Și ce carte poate să exprime mai bine de frica decât 8 de spade? Ce carte? Sunteți în niște frici. V-ați învățat. Voi aveți impresia. E impresia voastră. Că voi controlați lucrurile, că voi dominați unii dintre voi. Repet, poate să fie și partenerul, partenerul de afaceri sau partenerul de zi cu zi. Luați-vă mesajul cum considerați că se potrivește în viața voastră. Dar în poziția fricilor aveți 8 de spade. 8 de spade care ce înseamnă? Blocaj mental. Vă este frică să ieșiți în aceste gânduri. V-ați obișnuit, cineva v-a obișnuit. Programare mentală, dragii mei. Programare mentală. Ați fost programați mental să conduceți. Acum, că vreți să conduceți în cuplu, că vreți să conduceți la locul de muncă. Sau pur și simplu, chiar dacă nu, poate vă lăsați conduși unii dintre voi. Dar ideea este că tot o formă de... influențare este când sunt unii oameni care se lasă influențați, dar de fapt conduc din urmă. Deci înțelegeți, da? Tot ego-ul e la mijloc în aceste cărți. Ideea este că așa ați fost voi programați. Dragii mei, trebuie să transformați pentru că suntem la sfârșit, ne apropiem de sfârșitul lui 2020, ne pregătim pentru 2021 care va fi și mai greu. Transformare, ia uite, 8, ați avut și 8 de bute, transformare prin comunicare, prin pasiune. Trebuie să zburați, să creșteți către nouă, către spiritualitate. Wow! Puh. Deja simt energia asta. De asta vă e frică. Dar, dragii mei, aici este vorba de frică. Și dacă n-ar fi fost în poziția fricii, la fel aș fi citit. Acum se dublează, să zic, încărcătura energetică a acestei cărți. Se accentuează. Oricând acest personaj poate să iasă. Oricând, da?
Se pare că mâinile nu sunt legate, este doar așa un pic înfășurată. Nu, oricând poate să se desfășoare. Folosiți-vă inteligența, dragii mei. Intuiția. Dar mai presus de toate, eliberați-vă de niște programări mentale. Dacă știți să faceți acest lucru, ce frumos ar fi. Dar este suficient și să vă spuneți acest lucru. Mă eliberez de programele mentale negative, de credințele negative care mi-au fost proiectate la naștere în această viață și în alte vieți. Este suficient dacă ziceți asta în fiecare zi, eu știu, o perioadă îndelungată, suficient de îndelungată ca să se întâmple, da? Exterior, 6 de spade. Exterior. Faceți drumuri, am zis că faceți drumuri. Dragii mei, iară, și aici, în poziția sfatului, aveți drumuri, da? Cineva călătorește. Și aveți și faetonul, iar călătorie. Însă, drumul ăsta și 8 merge către 9, către bucurii, și 6 de spade merge, lasă în urmă apele tulburi ca să meargă către o zonă luminoasă și mai calmă. Vreți să lăsați în urmă ceva neplăcut? Posibil. O să clarific, totuși. Așa simt nevoia să clarific. Ia să vedem. Constelația pentru clarificare la Capricorn. Clarific în 6 de spade. Cine ce este 6 de spade pentru Capricorn, octombrie 2020? Wow. 10 de monede invers. 10 de monede, de obicei vorbește despre tradiții, despre familie. Că este familia cu soțul, cu soția, că este familia cu părinții, iar variază. Tradiții, cultura în care v-ați născut, este invers. Vreți să lăsați în urmă unii dintre voi și să construiți. Și să munciți, pentru că 9 invers, 9 de monede invers înseamnă 8. Iar muncă, iar 8, transformare prin muncă și aici înseamnă construcție. Wow, apare și dezamăgirea. Iar 4 de cupe. Ați pierdut o oportunitate cu cineva, poate vreți să o regăsiți. Acum reapare. Oportunitatea este. Probabil aceeași persoană cu care ați avut șansa cândva să vă conectați emoțional, e o conexiune emoțională, da? Față de care a simțit multă atracție. Și totuși ceva v-a reținut. Și această, probabil că sunt mai multe motive pentru care apare așa această inimă frântă. Sunt multe motive. Nu doar faptul că ați întâlnit acea persoană într-un moment nepotrivit. Ia uite, în acel moment nu aveați puterea. Acum aveți puterea. Interesant. În acel moment v-ați mințit pe voi sau ați fugit de o conexiune emoțională foarte profundă. Acum sunteți mai pregătiți decât atunci. Așa simt cărțile acum. Sunt foarte curioasă cum rezonează cu voi. Dar clarificarea a fost 8, 10 de monede invers. Spargeți un pic normele, tradițiile. Pentru că e Uranus în casa Taurului, da? Taurul înseamnă tradiții, înseamnă multe, e semn de pământ. Și Uranus înseamnă neconvenționalism exterior. Exterior. Oh, da. O situație acasă e neplăcută. Ah, da. O situație acasă. Acasă situație neplăcută. Nu mai este armonie, nu mai este creștere. Pierdeți bani? Cineva nu... Da, în fine, da? Acasă. Niște probleme financiare cu partenerul, partenera, cu părinții, cu rudele. Chestiuni care țin de moștenire, o moștenire care n-a fost împărțită corect. Sunt multe. Vreți să le lăsați în urmă și să mergeți către ape calme, calde. Și aveți aici în poziția
dorințelor, numai emoții frumoase, nouă decupe, pentru cineva. Cineva vă face să visați, cum am zis mai devreme, să visați la o întâlnire romantică. Ați văzut romanță, da? De romanță. Romanța este aici, a trei decupe. Trei decupe, nouă decupe, cavalerul decupe. Da, există o romanță. Sunteți, eventual, unii dintre voi deveniți... Așa, da. Să citesc și în continuare. Aveți tendința să deveniți codependenți, că nu degeaba l-au pus pe diavol aici. Și nu că sunteți voi. Mie îmi sunteți foarte dragi capricornilor, eu mă înțeleg bine cu capricornii și le văd ca și în această carte. Eu văd partea frumoasă a capricornilor, eu pot să văd. Alții, e treaba lor, eu pot să văd. Ideea este că, de ce a pus diavolul la această carte? Aveți tendința să deveniți codependenți în relații. Aici e problema. Și aici ar trebui să vindecați voi. Aici ar trebui să vindecați. Și vă vindecați în momentul în care începe să vă iubiți nouă de cupe, să iubește pe el, da? Aș vrea să clarific și diavolul. Așa simt acum nevoia să clarific. Deși se vede că vreți să vă vindecați, patru de spade, vreți să vă găsiți adevărul, să vă eliberați eventual de relațiile codependente, de frici, de ego, ego-ul vostru sau al altuia, ego, să nu-l uităm și pe acesta, că sunt multe variante la aceeași carte. Vreți să sperați, vedeți iar la distanță, iar aveți trei, la distanță, apa asta poate să fie și un rău, pur și simplu, da? Și în București, să treceți, eu știu ce râu e în București, treceți podul și este o apă între voi. În fine, da? Ideea este că există o distanță între voi și persoana la care sperați, visați. Da? Vreți să renașteți, să vă ascultați intuiția și renașteți cum? Eliberându-vă de aceste codependențe. Dragii mei, să nu faceți iar dependență de personajul acesta. Învățați-vă un pic lecția. Hai să vedem. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul pentru final, pentru capricorn. Clarificăm diavolul. De-aia vi s-a zis încetiniți. Da? Încetiniți. Concentrați-vă pe dragoste. Adică analizați-o, gândiți-o, despicați ideea asta de dragoste. Să nu confundați că foarte mulți oameni confundă dependența cu dependența, adicțiile cu, pentru persoane, cu dragoste. Și pe urmă își dau seama, a, dar de ce am fost dezamăgit în cuplu? S-a dezamăgită? Pentru că, de fapt, n-a fost dragoste. N-a fost o dragoste profundă emoțională, a fost poftă. Da? A fost poftă. A fost dorință. A fost dorința de a domina, de a avea, de a poseda. Dragii mei capricorni, prea multe. Clarificăm diavolul. Pentru capricorn, octombrie 2020, clarificăm diavolul. Și azi simt așa o oarecare greutate. Wow! Regina de spade. Puf. Mai aveți pe cineva care încearcă să... Regina de spade cu diavolul. Regina de spade înseamnă și avocat, avocată, divorț. Evident că poate să fie divorț și în business, separare de afaceri. Asta în cazul în care aveți o altă colaborare care vă readuce mai aproape de niște pasiuni mai vechi. Hai, dăm o carte. Regina de spade și diavolul. Wow! Wow! Dar cineva vorbește urât. Am zis programare. Cineva face... Da, e și în poziția fricilor. Uf, în poziția fricilor, semn de aer pentru unii sau cineva cu marcaj în semn de aer. Iar apare aici. De care vreți să plecați, să fugiți, vreau să zic. Cineva vă programează mental într-un mod negativ. Sorry să vă zic, iau, te fai tonul, iar îl văd. Wow. Clarifică Regina de spade și diavolul. Nu-mi place. Regina de spade și diavolul... Regina de spade cu diavolul nu spune adevărul, spune într-un mod, vorbește într-un mod agresiv. Mare grijă să nu fiți voi drăguții de voi.
Clarifică regina de spate și diavolul. Clarifică regina de spate. Sunt prea multe. Văd 7 de monede. Da, cineva vă programează și vă pune să așteptați. Vă pune să așteptați. Eventual vă pus și la o care, oarecare muncă obositoare. Stați pe loc. Energie în care stagnați. Puf. Ce? 7 de monede. 7 de monede. V-ați pierdut speranța într-o direcție. 3 de bâte invers și 7 de monede. V-ați pierdut speranța. Ia să caut atunci. Oricum, aș vrea să folosesc același set de cărți. Ia să vedem setul acesta de cărți. Ce vine? Clarificăm diavolul. 3 de cupe. Într-un final, spre sfârșitul lunii, într-un fel sau altul, vă veți bucura. Vă veți bucura. Un turn, o separare. Regele de bute. Ori o separare de un semn de foc cu unii dintre voi, sau separarea vă duce mai aproape de semnul de foc. Dar eu zic, o separare din motive egotice. Wow! Aveți pe cineva care vă încearcă să vă domine și vouă nu vă place. Nu, dacă sunteți în relație cu cineva marcat cu marcaj în leu, în berbec sau un săgetător, poate, se întâmplă o separare. Ia uite. Dar separarea aceasta poate să fie evident și la locul de muncă. Dar separarea aceasta este pentru vindecarea voastră. Ce frumos că a apărut și temperanța. Temperanța, am zis că este singura carte care anulează diavolul. Înseamnă creșterea voastră spirituală. Apare acest personaj, semn de apă, poate și cu marcaj și în foc. Poate să aibă marcaj în foc. Ideea este că nu mai contează marcajele. Concentrați-vă pe personalitate. Acest personaj îmbrățișează lumina, îmbrățișează îngerii, vorbește, da? Cu îngerii. Are aceste calități de vindecător, de îndrumător. Repet, această separare pe care o veți trăi la un moment dat, un eveniment neașteptat, da? Este spre creșterea voastră spirituală. Ia uite, aveți parte de adevăr. Aici sunteți voi, semn de pământ. Puteți să puneți bazele, fundația într-o nouă direcție bazată pe sinceritate, nu pe manipulare. Nu pe manipulare. Puf. Am simțit nevoia să clarific. Am făcut bine? Eu zic că am făcut bine. Ia să clarific și 8 de cupe. Când zic cu marcaj, gândiți-vă la harta natală, pentru că poate să fie orice zodie. Ia uite, da? Mai, lăsați argumentele, iar lăsați un semn de apă. A venit și cartea invers și înseamnă și eliberare. Semn de apă, semn de aer, vreau să zic, scuze. Semn de aer sau cineva care își manifestă într-un mod negativ aceste aspecte pe semnul de aer. Că e aer, că e foc, iar nu mă interesează cineva care va... A făcut jocuri mentale cu voi, da? A încercat repede să vă programeze, să vă manipuleze mental. Renunțați la aceste argumente, discuții pe care le aveți cu cineva, jocuri mentale. Asta poate să însemne și tăcere. Tăcerea poate reprezenta o tactică a cuiva de a vă juca, a se juca cu gândurile voastre și cu stările voastre emoționale. Lăsați-le, lăsați în plata Domnului. Îmbrățișați lumina, cineva vă arată. Demonstrați dragostea. Ia uite.
vine cineva cu o energie de asta destul de agresivă, dar voi transformați-o. Transformați-o. Manifestați ceva nou. Aveți pasiune în secret pentru cineva. Și ați aștepta să manifestați această pasiune. Clarificăm 4 de cupe. Și uite așa m-am lungit, dar asta e așa, am simțit nevoia. 4 de cupe. Ia, am zis că sunteți supărați. Mai sunteți supărați. Sunteți supărați. Dezamăgiți, răniți. De-aia mă simt eu așa, am așa greutate pe sub tot. Și totuși, supărați, nesupărați, sunteți determinați să mergeți către destinul vostru. Probabil că deja vedeți destinul vostru într-o altă direcție. Ia uite, cineva, un personaj singur. Ia uite, asul de cupe, ce frumos. As de cupe, steaua nouă de monede. Personaj care atrage atenția. Personaj fain. Fain. Singură sau singur. Frumos, frumoasă. Echilibrată emoțional. Care îmbrățișează lumina. Exact personajul de aici. Care vă alină. Da? Care este... Este destinul vostru. Am zis că faetonul merge către destinul său, către stea. Steaua, dragii mei, nu înseamnă musai vărsător. Steaua înseamnă foarte multe. Vă rog frumos, selectați informațiile, da? Selectați-le! Dacă voi vreți să fie vărsător, să fie... Dar nu este obligatoriu. Pentru că nu toți vărsătorii sunt așa. E o arcană majoră mult mai complexă. Steaua înseamnă speranță, vindecare, dragoste față de voi, o nouă dragoste aici cu asul de cupă, într-adevăr, că apare I love you, apare te iubesc, dar personajul acesta are reușite, inspiră, am zis, inspiră. Ia uite, vorbește cu natura, cu păsările, are un mental puternic, chiar dacă am zis, ați văzut nebunul și marea preoteasă, da? Uneori pare nebunatic, nebunatică, dar în spate are multă înțelepciune. Personaj singur, am zis marea preoteasă, personaj singur. Și este autosingură, aproape de neatins. Așa de mult a evoluat acest personaj. Este de neatins pentru foarte mulți. Și totuși am zis că alină foarte mulți. Și steaua și asul de cupe, alină. Apare. Deci sunt două energii în paralel. Cea veche, pe care trebuie să vă eliberați, să o lăsați în urmă, eliberare, 6 de spade, da? Și cea nouă, care vă umple cupele. Gata, am obosit. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, ceau, numai bine, vă iubesc, pa, pa!